micuță scump și drag părinte, să-ți mulțumesc nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mă. Dragă tată... Git. Domnul Marian, nu fugiți de noi, că avem o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Avem aici ceva special pregătit pentru dumneavoastră. De la cineva care vă iubește mult. Cine? Soția și copii. Și n-a vrut să lase o zi atât de importantă să treacă așa neobservată. Haideți în casă. Haideți. Uite-l. Cu cine? Copii? Copilul? Hai da. Unul, celălalt unde l-a venit domnul? E pe aici. E pe aici, pe acasă. Uite-l că vine și asta. Am înțeles, n-au mai plecat. Nu. Așteaptă. Avem câteva cadouri pregătite pentru dumneavoastră. Baloane, în primul rând, să vă jucați. Da, mă juc. O șampanie. La cei 32 împliniți astăzi, nu? Aia care e 52. Și tortule. E mai bine 32. Vă mulțumesc. Păi și cum, domnul? Ziceți că soția, că copii... Soția și copii. Alcinea n-are cine. N-ar avea cine? Nu. Păi domnul, totuși cu noi o doamnă vorbim pentru treaba asta. Într-adevăr o doamnă, dar pe doamna soție o cunoaștem. Pe doamna respectivă am vorbit cu ea pe cameră, nu... N-am cunoscut-o. Să fi fost altcineva, vreo surioară? Haideți să vedem atunci. La mulți ani, dragul nostru, tablou nu vi-l dezvolui deocamdată. Astăzi este zi de sărbătoare în casa noastră. Este ziua ta de naștere și am vrut să-ți demonstrăm cât de mult te iubim. Chiar dacă nu spunem prea des ceea ce înseamnă pentru noi, să nu uiți niciodată că tu ești eroul nostru. Prin muncă ai obținut tot ceea ce ai realizat în viață și vrem să-ți mulțumim că ne-ai fost alături în cele mai grele momente și pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți promitem să-ți fim alături sufletului tău și să te sprijinim de câte ori vei avea nevoie. La mulți ani, din partea familiei care te iubește, copiii și soția ta ce te vor sprijini și îți vor fi alături mereu. Te iubim, tată! Șavară! Copiii au ținut morțiși să sărbătorească această zi specială. Și avem aici și un tablou. Da, bineînțeles. Și mai avem pregătit o melodie. Dar înainte de melodie, domnul... Și doar atât? Cam... Aia populară? Perfect. Micuță scump și drag părinte, să-ți mulțumesc nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit de când te știu, ai fost bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu. Și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun, și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Răsnăi că n-aveam minte și chiar dacă-ți ceream iertare, mă dojeneai aspru și tare. Dojana ta mă gândit
învățat ce rău ce trebuie îndreptat. Greșelile dacă îmi iertai, din mine om nu mai făceai, mă. Dragă tată, vreau să spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Ați dovedit lucrul ăsta în familia noastră. Ce-ți bătă mândria, tată, că ești bunic, iar eu sunt tată. Dar te iubesc, treci 100 de ani. Să o fleșcă de-a. Aoleu! Aveți și din al doilea băian ceva special. Faceți-vă mare acolo lângă tată. De toate câte pot un om vedea. Hai cu pupic cu amândoi, hai. Acum ai tati meu, e tati meu. Dar fost de unde am plimbat, om ca tine n-am văzut. Un om cu sufletul atât de curat, pe care îl iubesc eu. Cam puținel, doamna, cam puținel. Și acum o să mai completăm aici un ajutor. Ce n-a spus soția? Și-a găsit cuvintele să spună. Te-am ales pentru viață, să-mi stai zi de zi pe brață. M-ai ales să mă ne-am ales în floarea vieții cu dulceața frumuseții. Cine-o-mi ține mână-n mână până ne-am face sărână. Te-am ales, te-am așteptat.
mare. Sunt cea mai fericită, lângă tine am înflorite. Am ales din lumea întreagă omul cel mai potrivit. Am iubirea cea mai mare și pe degetul unii mele lui purta viața întreagă și pe tine-n sufletel. Te-am ales, te-am așteptă, dragul meu frumos bărbat. Hai, acum. Perfect. Cu bune, cu rele, domnul Marian a ajuns la 32 astăzi, da. Trebuie să ni demonstreze. Mariene, fata mea, pe creier 100 de ani te-ai gândit bibliotia. Fata mea. Bine, bine. Să la bune, să perfect. Domnul. Cum vă simțiți la cei 32 demonstrați azi, a doua oară? Bun, păi și mai e ceva ca la 32, ca la 32, dacă împusărăți dorința în gând și suflarăți în lumânări. Știm cu toții că surpriza a venit mai mult de la băieți și dumneavoastră când pusărăți dorința în gând, vă gândireți ca la 32 la doamna. Păi e corect? E corect, domnul Marian? Da sau nu? Da. Nu prea e, dar cred că în gândul lui doamna e bine că s-a nimerit așa, nu? Perfect. Start! Dar nu mâncați deloc? Azi. Nu știu cum să zic, dar... Mulțumesc moșule, multă sănătate, fericire și în alături de familia ta. Bun. Mulțumesc moșule, multă sănătate și tot ce-mi doresc să se întâmple. Bun. Multă sănătate, alături de toți și dragi. Eu? Ia-o de la capăt, te rog. Multă sănătate, să trăiești 100 de ani. Păi ce mai e? Mulțumesc, frate meu, să trăiești 100 de ani. Bun, perfect. Le mulțumesc pentru tot ce-mi făcură de ziua mea și îi iubesc din tot sufletul meu. Și îi doresc că sunt copiii mei și soția mea și le mulțumesc foarte mult din toată inima mea. Bun! Vă pup și vă iubesc pe toți! Perfect! 3, 2, 1!
Micuță-s cum și drag, părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fii un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăsnăi că n-aveam minte, și chiar dacă-ți ceream iertare, mă dojeneai aspru și tare. Dojana ta m-a învățat ce-i rău, ce trebuie îndreptat, greșelile dacă mi-iertai, din mine om nu mai făceai, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Între bărbați azi ven la masă, câte un pahar la noi acasă, și-ți văd în ochi mândria toată, că ești bunic, iar eu sunt tată. Pe-al meu copil mult îl iubesc, dar când greșește-l dojenesc, că dacă-l iert n-are habar, și ce-a greșit va greși iar, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. La viața mea, de toate câte poate un om vedea, am văzut multe rele, am trecut prin ele. Pe unde am fost, pe unde am umblat, om ca tine n-am văzut. Un om cu sufletul atât de curat, pe care